Deci, efectiv, nu mai știu ce să mă fac, nu știu ce se întâmplă cu... Oare ăsta e real? Na, să revenim, nu știu, așa un haos, nu găsesc soluții și am venit la doamna Clepsidra să-mi dea în cărți. Poate mă ajută cumva, nu știu, habar n-am. Mămică, ce mi-arată mie cărțile e grav. Ha! Atenție mare, n-ai spor. Ești terminat. N-ai potență. N-ai niciun lipiș la gagici. Pe unde te duci, pe acolo să închid ușile. Te fac eu, Clepsidra numărul 1 în țara asta. Să nebunezi de nu te fac. Cel mai mare bogătaș, te fac milionar. Da, și mai vii de acasă. Cu bani, taur comunal, să dai în ele să beune ca beșica în crap. Te fac cu lipici, pe unde trebuie să se deschidă ușurile ca la mol. Asta am vrut să aud. Ce psiholog? Îmi dai haina de pe dumneata cu tot ce e în ea, cu carduri, cu tot ce e în ea. Da, dacă așa trebuie. Aici îți fac de spor. Nu, așa că devine sporul, mi-o lua eu, nu un sacou 10. Pantalonii mari, șucărimii la pantalon și la pantufi îți fac de potență, numărul 1. Nu, da, poate altor râde, dar eu zic că este un preț mic pentru ce o să urmeze, că doamna Clepsidra are har, că ea m-a ajutat și cu soacră mea. Da, nu, de morți numai de bine. Îmi dai cămașa, chiloțul și ciorapi și te fac de boala copilor să moară româncele de dumneata. No, gata. O zis doamna Clepsidra să mă duc repede acasă, că din moment în moment trebuie să mă lovească norocul și abundența și apoi să fiu acasă.